Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Răsfățați pot avea parte de o baie de excepție. Experiență nouă, o premieră în România, o cadă cu hidromasaj pentru copii. De la ce vârstă se poate folosi această cadă? Se poate folosi fără nicio problemă de la vârsta de 4 săptămâni. Și până la ce vârstă se poate folosi? Nu este o vârstă maximă, este mai mult, ține mai mult de înălțime. La un moment dat, când începem să creștem mai mult și depășim cădița, atunci da, trebuie să trecem la următorul nivel. Un design inovativ și foarte atractiv pentru pitici. Pe lângă cromoterapie, designul îi ajută tot mai mult să se relaxeze și să se simtă cât mai ok. Pe lângă balenuță mai avem și o rățușcă și pe lângă rățușcă deja ajungem la o cădiță cu forme și culori foarte, foarte drăguțe. Exact ca la adulți, aceste cădițe mici putem să le personalizăm. Vin în diferite culori, la LED-uri. Montajul lor este extraordinar de simplu, se racordează pur și simplu la apă rece, apă caldă. Ea se poate monta și în exterior și în interior. Confortul pentru copiii noștri, motiv pentru care avem nevoie și de un cărucior cu adevărat special. Da, este vorba despre un cărucior 4 într-unul. Este inovator pentru că se închide automat, cu o singură mână, include inclusiv partea de șezut pentru cel de-al doilea cărucior sport. Avem landoul, avem scoica, dar într-adevăr, inovația o reprezintă modalitatea de închidere, pe care am să vă arăt chiar acum. Avem aceste două butoane, l-am scos de pe cadru și l-am așezat și cu fața către părinte. Foarte simplu. Majoritatea cărucioarelor de pe piața din România pot fi utilizate până la 3 ani, respectiv 15 kg. Acesta duce până la 22 de kg. Aici avem un cărucior care este recomandat de la naștere, care se închide automat cu o singură mână și care este extraordinar de bun pentru părinții care călătoresc foarte mult, inclusiv cu avionul, deoarece acest cărucior, fiind foarte compact, poate fi luat ca bagaj de mână. Vă arăt sistemul de închidere automat cu o singură mână. Vorbește lumea la